găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Infarctul, ce anume îl declanșează, simptome, diagnosticare. Sfaturi și remedii ayurvedice pentru problemele digestive provocate de masa prea îmbelșugată din perioada sărbătorilor de iarnă. Terapia antifumat prin biorezonanță, o soluție eficientă de combatere a viciului care distruge sănătatea și golește buzunarul. Se spune că în urma producerii unui infarct scapă cine poate și dacă ne uităm la datele statistice, o să vedem că scapă prea puțin. Potrivit acestor date, la fiecare jumătate de oră, un român moare în urma infarctului. Se estimează că anual 150.000 de români mor din cauza bolilor cardiovasculare, adică acelea care provoacă infarctul. De altfel, în întreaga lume, aceste boli reprezintă principala cauză de mortalitate. O să vorbim astăzi despre infarct, ce anume îl declanșează, simptomele și diagnosticarea, explică profesor dr. Daniela Bartoș, medic primar cardiolog. Infarctul este o boală gravă. Ea este rezultatul unui proces aterosclerotic, însă care durează de multă vreme. Deci, cum am spune, este vârful icebergului. Dedesubt stă o boală arterială. O boală arterială care are ani de zile de evoluție. Această boală arterială se manifestă în cazul infarctului la nivelul vaselor coronare, dar ea este și în alte teritorii vasculare. Și ca să mă întorc să spun exact ce înseamnă infarct, înseamnă că pe una din vasele coronare, la un moment dat, s-a produs a apărut un tromb care a stupat complet un ram al vasului coronar. Astuparea înseamnă că dincolo de locul în care s-a produs acest dop nu mai ajunge sânge, deci o bucățică din mușchiul inimii nu mai primește sânge și deci va fi într-o mare suferință. Acum depinde de cât de mare este vasul care a fost astupat și în funcție de mărimea vasului, în general, este și gravitatea infarctului. Spun în general pentru că nu totdeauna un vas mare cu un infarct mare înseamnă și un prognostic prost al bolnavului respectiv. Pentru că uneori, chiar de la debut, infarctul se însoțește și de tulburări ale ritmului inimii, tulburări care pot fi amenințătoare de viață, deci ele să-ți pună viața în pericol și nu infarctul propriu-zis. La cei la care există simptome preliminare, de regulă este durerea de tip anginos. Și aici sunt două categorii de bolnavi. Sunt bolnavi care fac angină pectorală, pe care o știu de multă vreme și pe care o fac la un anumit efort, la expunere la frig, la emoție, la o masă copioasă. Deci își cunoaște fiecare bolnav are tipul lui de durere și elementul care declanșează durerea. Și o fac de ani de zile. La un moment dat, aceste crize se îndesesc, semn că se întâmplă ceva în plus și trebuie să fie un mare semn de întrebare pentru bolnavul respectiv și ar trebui să se ducă neapărat pentru un control, pentru o evaluare. Alteori însă, prima manifestare este infarctul. Deci prima manifestare a bolii coronariene este acest infarct miocardic acut. Deci el dezvoltă leziunile aterosclerotice, merg încet, fără să aibă o manifestare clinică, fără să aibă niciun fel de simptomatologie și momentul în care s-a produs ocluzia este momentul în care bolnavul ajunge cu infarct. În momentul respectiv, el are o durere puternică în piept. Eu le spun mereu și la studenți și azi dimineață le spuneam că orice durere care este situată de la umbilic, de la un plan care trece prin umbilic în sus, poate fi durere de tip coronarian. Fie că o percepe în piept, cum o descriu marea majoritate a bolnavilor, fie că o descrie în brațe, în mandibulă, în regiunea cefei, n-are niciun fel de importanță unde, pentru că fiecare bolnav are tipul lui de iradiere a durerii.
Durerea este puternică, este însoțită de senzația de moarte iminentă, de transpirații, de o senzație de rău general. Este o durere care durează peste 5 minute, 10 minute, un sfert de oră, jumătate de oră. Deci o durere cu durată mai lungă care atrage, evident, atenția bolnavului că ceva rău se întâmplă. Preinfarctul este o noțiune, să spun așa, din gură în gură. Așa, este bolnav care are angină pectorală și care are și modificări electrocardiografice. Nu e un diagnostic medical. Îi spune că are boală cardiacă ischemică cu angină pectorală de efort, de efort agravată, deci angină instabilă, nu există ca diagnostic preinfarctul. Sub vârsta de 20 de ani, infarctul este mult mai rar și de regulă are alt substrat, mai puțin aterosclerotic și mai mult ține de tulburări de coagulare, de malformații, de alte elemente. Dar tulburările de coagulare sunt congenitale, mare parte dintre ele, și atunci explică de ce fac tromboze coronariene persoane foarte tinere. În general, vârsta la care apare infarctul este după 40 de ani. Din păcate, vârsta a scăzut atât la bărbați cât și la femei. Nu mai este valabilă ideea că femeia până la menopauză este protejată de boala coronariană și ea face infarct la fel ca și bărbatul. Incidența bolilor cardiovasculare este foarte mare. Bolile cardiovasculare sunt pe primul loc în privința morbidității generale. Și din bolile cardiovasculare sunt două, boala coronariană și accidentul vascular cerebral. Deci ai două entități care ocupă locul întâi, purtând standardul împreună. Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, postul se apropie de final și în aer se simte deja mirosul bucatelor care vor încărca masa de Crăciun și de Anul Nou. Abundența gastronomică de pe masa de sărbători și consumul excesiv al bunătăților provoacă însă o serie de neplăceri digestive. Pentru a preveni balonările, indigestiile, stările de greață sau de vomă, medicii vin cu recomandări privind alimentația și cu remedii pentru o bună digestie. Cu detalii, dr. Carla Fabian, competențe apifitoterapie și Ayurveda. Sărbătorile de iarnă sunt mult așteptate de noi toți și sunt un prilej de bucurie și de a împărtăși gânduri bune cu cei din jurul nostru, cu cei dragi nouă. În general, avem obiceiul ca de sărbători să fim mai relaxați și să urmărim să ne satisfacem anumite nevoi ale corpului, în special acele legate de hrănire. Lumea consideră că în momentul în care este o sărbătoare, este un prilej să mâncăm mai mult și mai bine. Lucru care poate să fie potrivit sau poate să fie nepotrivit. Pentru a evita neplăcerile produse de excesul alimentar din perioada sărbătorilor, medicii vin cu recomandări utile. Această recomandare legată de o anumită moderație în ceea ce privește consumul de alimente din perioada sărbătorilor, care în general sunt alimente mai consistente, este cu atât mai binevenită cu cât aceste sărbători sunt precedate de perioade de post în care totuși oamenii au anumite restricții alimentare, în care aparatul lor digestiv este în felul acesta setat să funcționeze altfel, în ideea purificării trupești, care are ca scop de asemenea și purificarea mentală și sufletească. Pot fi luate anumite măsuri în scopul evitării stărilor de disconfort digestiv, atât în cazul persoanelor care au ținut post, cât și în cazul celor care au mâncat de dulce, dar nu rezistă tentațiilor gastronomice. Putem să folosim suplimente alimentare pe bază de plante,
care să stimuleze sistemul nostru digestiv, care în perioada de post a fost mai puțin solicitat din acest punct de vedere, și astfel să putem face față acestei abundențe de mâncare. Plantele și fructele bune pentru digestie sunt, în general, cele picante și cele acre. De exemplu, ghimbirul, piperul negru, piperul indian, Ciperus rotundus sau o plantă indiană care se numește musta și care este atât picantă cât și amară. De asemenea, plantele acre, cum ar fi din fitoterapia indiană amalaki, ne pot ajuta foarte mult. Sunt bune în egală măsură plantele, dar și fructele care conțin enzime digestive, cum ar fi papaya și ananasul. Administrarea suplimentelor alimentare care conțin plante și fructe bune pentru digestie previne balonările și stările de greață provocate de indigestii. Și de asemenea, în momentul în care consumăm suplimente alimentare care conțin atât aceste plante, cât și alte plante, cum ar fi, de exemplu, extrasul de aloe sau feniculul, care au efect protector asupra mucoasei gastrice, putem să evităm crizele de hiperaciditate care apar în această perioadă la persoanele care au predispoziție către gastrite, ulcere sau care deja au aceste afecțiuni și care în general se acutizează în această perioadă. Remediile pe bază de plante se administrează în funcție de problemele digestive pe care le are omul sau la care este predispus. Deci, pentru persoanele care au probleme legate de incapacitatea de a digera corect datorită insuficienței enzimatice, aceste remedii este bine să fie consumate în general înainte de masă, iar pentru persoanele care au probleme legate de hiperaciditate este bine ca aceste suplimente alimentare cu efect protector asupra mucoasei gastrice și intestinale să fie consumate după masă. Suplimentul alimentar Gescure, sub formă de tablete sau sirop, reglează digestia în mod natural, ajută la asimilarea optimă a alimentelor, diminuează balonarea și senzația de greață, contribuie la reglarea funcțiilor enzimelor digestive. Suplimentele alimentare digestive pot fi administrate atât adulților cât și copiilor în doze ajustate, dar este bine să fie luate la sfatul medicului. Dar, bineînțeles, cel mai important este să nu facem aceste excese și să ne bucurăm cu moderație de bucatele alese și să urmărim să ne impregnăm mai mult cu spiritul și cu încărcătura plină de bucurie și de fericire a acestor sărbători. Efectul terapiei prin biorezonanță asupra fumatului, un viciu nesănătos pentru organism și dezastruos pentru buzunar. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Fumatul, un obicei nociv pentru sănătate, de care omul scapă cu mare greutate din cauza dependenței de nicotină. Printre fumători există destui care și-ar dori să renunțe la viciul care le face rău, dar este dificil să scap de o astfel de dependență. Ei bine, există o metodă eficientă pentru a salva sănătatea și buzunarul. Terapia antifumat cu ajutorul biorezonanței. Cu detalii, specialistul în biorezonanță, Florica Munteanu. Este o metodă foarte modernă care se realizează cu aparatele de biorezonanță Bicom Optima, în care în 45 de minute, atâta durează terapia antifumat, devenim nefumători. Mai mult de jumătate dintre românii fumători vor să renunțe la țigări, dar nu reușesc, cu toate că mulți știu că principalele consecințe ale acestui viciu sunt cancerul pulmonar și bolile cardiovasculare. Pentru cei care înving viciul, renunțarea la fumat înseamnă o scădere progresivă încă din prima zi a riscului de îmbolnăvire și creșterea speranței de viață. Din păcate, este dovedit că mulți nu reușesc, doar prin autocontrol, să renunțe la viciul care îi domină. Personal și tot din experiență, consider că cineva care dorește să se lasă de fumat, poate are motive de sănătate, financiare, de ce nu, pentru că țigările nu sunt ieftine,
Și în primul rând sănătatea, pentru că punem și întrebarea care este motivul care v-a determinat și mai ales trebuie să și-o dorească persoana respectivă. Și totuși nu este greu să renunți la fumat. Totul este să apelezi la o terapie eficientă cu rezultate demonstrate. Am constatat, sunt persoane care vin la terapia antifumat cu anumită reținere, în sensul că parcă le jenă că nu pot singur să lasă, de, că este un viciu. Eu nu văd aici nicio problemă. Adică problema este nu că cineva ar fi slab și nu poate să lasă de fumat, cum se afirmă de obicei, cum nu pot singur. Nu toată lumea poate. Depinde de gradul, de cum s-a implementat această informație în organismul nostru și au nevoie, într-adevăr, de o terapie. Sunt persoane care chiar numai așa pot să scape, așa cum multe persoane au nevoie de o terapie anti-alcool, de exemplu. Și atunci ai terapia, de ce trebuie să te chinui și o poți face foarte elegant, foarte frumos, fără să-i agasezi pe cei din jurul tău, pentru că, în general, cel care se lasă de fumat, sau o mare parte din persoane, devin mai impulsivi, devin mai nemulțumiți, pe toată lumea s-ar lega de fiecare, pentru că intră în sevraj. În cazul ăsta nu avem problemele respective, omul se simte bine și mai ales acolo unde sunt și probleme de sănătate, este un motiv în plus să alegem această metodă. Terapia antifumat prin biorezonanță este o procedură tot mai des folosită pentru faptul că nu este dureroasă și are efect în timp scurt. Noi vorbim de terapii individualizate, deși este un program special, un program pus la dispoziție nouă de către Institutul Regumet din München, informația de dependență de nicotină, a gradului de dependență de nicotină, mă refer, este individuală. Deci fiecare persoană, să știți că am avut persoane care fumează 3 pachete, am avut care fumează 5 pachete, asta a fost maximum. Am avut persoane care fumau 5 țigări și nu le-a fost chiar simplu să lase de această jucărie, că aici era un pic de jucărie. Cochetare cu o țigară, poate o plăcere care ți-o oferi din când în când și totuși, din motive de sănătate, s-au hotărât că trebuie să lase, nu pot singure, au nevoie de o metodă. Metoda există, este terapia antifumat cu Bicom Optima. Aparatura ultraperformantă folosită în terapie și dorința pacientului de a renunța la fumat sunt factorii care dau rezultate remarcabile. În terapia cu biorezonanță împotriva fumatului, pacientul are dreptul la ultima țigară, fumată însă doar jumătate și pentru prima dată în beneficiul sănătății sale. Toată terapia se începe cu detoxifierea și abia pe parcursul terapiei, programul fiind un program lanț, se intră în terapia antifumat propriu-zisă, unde avem nevoie de țigara pacientului, pe care o fumează de obicei, și terapia este de la început setată pe un suport digital cu care pacientul pleacă la purtător. Deci este o terapie la purtător. În momentul în care dorește sau simte că trebuie să-și aprindă o țigară, dar foarte mult este și obișnuința, mai ales la fumătorii mai mari, se fac pașii care trebuie pentru că acest suport trebuie activat. Foarte simplu, îl putem activa oriunde, nu trebuie să avem nevoie, nu avem nevoie de energie sau de energie, mă refer la o sursă de energie electrică, ci singur prin atingere se poate activa și în acel moment și următorii pași, bineînțeles, încă doi pași, sunt total 3, în acel moment dorința dispare automat, imediat. Pacientul pleacă acasă cu terapia la purtător, adică duce cu el acel suport încărcat cu vibrații pe o anumită frecvență și care se fixează pe piele pe un punct al corpului numit marea de energie, situat la 2 cm sub ombilic și care trebuie activat conform instrucțiunilor terapeutului. Suportul nu este dureros, nu jenează și va putea fi dat jos după aproximativ 3 săptămâni chiar de către pacient. Este compus din inox 100%, nu produce alergii și nu are efecte secundare. În susținerea terapiei, recomand, și asta este din practică, un produs homeopatic pe care îl primește pacientul, o combinație de minerale foarte importantă, pe care și-o ia de la o farmacie homeopatică și care îl însoțește, de asemenea, împreună cu suportul digital, pe toată perioada terapiei. Este bine ca persoana care apelează la biorezonanță ca să scape de obiceiul fumatului să urmeze câteva recomandări pentru perioada de circa 6 luni în care se elimină treptat nicotina din organism. Multă recomandare este, desigur, apa și anumite alimente
care nu se recomandă a fi consumate în perioada în care te-ai lăsat, când ai început perioada de antifumat, deci nu mai fumezi, pentru că sunt alimente care pot produce, creșterea foarte, a insulinei foarte rapid, așa, dintr-o dată, sunt mai ales multe dulciuri industriale și pot să ducă la pici din nou în patima fumatului. Deci sunt câteva restricții, dar ușoare, nu e nicio greutate. În schimb, pentru că foarte multe persoane afirmă că nu se lasă de fumat pentru că se îngrașă, este un mit fals, pentru că dacă te-ai hotărât să faci terapia antifumat, bănuiesc că te axezi pe sănătate și nu înseamnă că îți ocupi timpii, cum era țigara, cu ciugulit în permanență ceva ca să recuperezi, să te simți echilibrat, ci sunt niște lucruri pe care le respecti, treci pe legume, se spune că te lași de un viciu, încep de altul, e o glumă, o iei cu legume, o iei cu fructe, dar sunt fructe care se recomandă, fructe care te echilibrează foarte bine, de exemplu stafidele, eu totdeauna le-am recomandat, sau nucile, și care nu te îngrașă și care îți dau o stare de bine când ești în această terapie. Terapiile prin biorezonanță antifumat sunt aplicate cu succes în Centrul German de Biorezonanță și Dermatocosmetică Dermavital, situat în Calea Vitan din București. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!